panică! Date! Sanitarii! Și unde stau de dracu la odată? Izboare băi și nostru fruntea țări. Avem trăințe sfinte, altare și icoane, și candelea cu mii de pâlpâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Soldă! Mașină! Voi, dați-mă! Voi, băieți, dați-mă! Nică, Sandu, Vasile și câte alte mii de nume de români vor fi fost strigate cu deznădejde și durere de părinți, soți și frați în urma războaielor. Câtă așteptare și câte lacrimi au fost, doar rudele celor căzuți în lupte știu. Noi putem să ne reprezentăm istoria citind, ascultând istoricii sau prin intermediul artei. Războiul Independenței este un film serial istoric românesc din 1977, producția TVR și regizat de Doru Năstase, Sergiu Nicolaescu și Gheorghe Vitanidis. Acest film este o uriașă galerie a celor mai buni actori ai tuturor timpurilor, cu Amza Pelea, Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu și Sergiu Nicolaescu în rolurile principale. Este unul dintre cele mai atractive filme istorice, care prezintă dinamic evenimente din timpul războiului de independență al României. La 12 ianuarie, trupele diviziei a 4-a române atacă pozițiile otomane de la Smârdan, care fac parte integrantă din fortificațiile de apărare ale cetății Vidinului. Paralel, e asediată cetatea Belogradčik. Trupelor române le revine astfel onoarea de a înfrânge ultima rezistență otomană din Bulgaria de vest. Cucerim Smârdanul. Da. Prețul independenței noastre. În episodul Victoria este inserată o scenă decupată din celebrul tablou Atacul de la Smârdan al lui Nicolae Grigorescu. O dovadă că regizorii s-au bazat și pe lucrarea pictorului care a concentrat maximum de esență în minimum de reprezentare artistică. Tabloul Atacul de la Smârdan a fost clasat în Patrimoniul Cultural Național al României, secțiunea Tezaur, motiv pentru care lucrarea lui Nicolae Grigorescu este păstrată și conservată la Muzeul Național de Istorie a României. A fost prezentat publicului în această vară în cadrul expoziției retrospective Capodopere din Patrimoniul MNIR, alături de alte lucrări legate de Războiul de Independență, între care lucrări de Sava Hentzia și Ștefan Lucian. Atacul de la Smârdan este o operă de mari dimensiuni, în care acțiunea propriu-zisă este reprezentată pe 30% din suprafața pânzei, restul fiind elemente de atmosferă. Această lucrare surprinde un moment din timpul bătăliei de la Smârdan, din 12-24 ianuarie 1878. Însă ceea ce este interesant este că pictorul nu a participat direct la această bătălie. El a fost pictor oficial, a fost desemnat să participe în mod oficial la război, să însoțească armata română. Însă, acest tablou a fost făcut pe baza relatărilor, fie din presă, fie ale martorilor oculari. Avem un tablou dedicat Smârdanului, pentru că a fost o încleștare extraordinară, care a jucat un rol foarte important într-o fază a războiului în care armata română intenționa să încercuiască și să cucerească Vidinul. La începutul lui ianuarie 1878, obiectivul principal al armatei române era acesta, de a
face încercuirea completă a Vidinului și de a ocupa această puternică fortăreață care rezistase atât de mult timp și care punea în continuare foarte multe probleme ofensivei armatei române. În unul din sectoarele din această încercuire a Vidinului, în sectorul numărul 3, se afla și acest sat, că era un sat smârdan, care a fost cucerit în acea zi de 12-24 ianuarie 1878, într-o luptă care a început după apinează zilei, pe la ora 2:30 a început înaintarea infanteriei române, sprijinită de trupe de cavalerie, după ce în prealabil avusese loc un puternic bombardament asupra pozițiilor întărite din această zonă. La Smârdan se aflau mai multe redute, vreo 3 redute. Unele din ele erau și întărite cu niște șanțuri lungi de apărare. Erau dotate aceste redute cu tunuri germane, Krupp, de foarte bună calitate, cu soldați otomani foarte bine înarmați, aveau niște inclusiv armament englezesc în dotare. Cel mai greu de cucerit a fost chiar reduta din satul respectiv, deci erau două mai spre marginea satului, una din sat, a fost cel mai greu de cucerit pentru că, practic, satul fusese transformat în redută, fiecare casă, fiecare curte, fiecare locuință era un cuib întărit pe care otomanii l-au apărat cu foarte multă înverșunare. Smârdanul a însemnat, de fapt, prima luptă de stradă în care a fost implicată armata română, pentru că a fost nevoie să fie cucerită fiecare străduță, fiecare casă, fiecare bordei, fiecare hambar, toate erau locuri din care inamicul putea să iasă oricând. Au murit undeva în jur de 200 și ceva de soldați români, din care vreo 90, peste 90 au fost la Smârdan. Deci de aici avem cumva și amploarea luptelor, amploarea conflictului și atunci ne este mai ușor să înțelegem de ce a apărut și această pictură, de ce au ținut cei care au comandat pictura să se dedice un tablou acestui moment. Este o scenă în câmp liber, da? Pentru că ne participând direct la evenimente nu avea, ca să zic așa, foarte clar în cap topografia locului, cu formele de relief, cu fortificații, geografia locului. Și atunci avem această scenă în care câmpul este acoperit de o negură, se vede și cerul foarte învolburat și în care a pus foarte mult accent pe aspectul uman, pe încleștarea, pe fizionomia personajelor, indiferent că vorbim de cele care se află în viață sau de cele care au căzut. Dacă ne uităm chiar în zona aceasta unde vedem soldații români, infanteriști de linie, nu li se spune în mod eronat dorobanți acestora de aici. Nu sunt dorobanți. Sunt infanteriști de linie. E o mică diferență acolo, nu e chiar același lucru. Observăm chiar primii doi soldați din spate. Unul din ei, care este în prim plan, având o figură foarte dârză, e foarte determinat, știe unde se duce, știe pentru ce, știe ce are de făcut. Observăm că scena are o dinamică extraordinară, parcă închidem ochii și auzim cumva zgomotul, strigătele, zgomotul bătăliei. Există o seninătate cumva pe chipul acestui soldat otoman căzut. Dacă observăm puțin, și poziția în care a căzut este una care vrea să spună ceva, pentru că, deși el este un soldat otoman, este căzut ca și cum ar face semnul crucii. Dacă ne uităm la el, vedeți, este căzut cu mâinile așa. Apoi mai vedem un alt soldat otoman pe care
moartea îl surprinde, încleștarea aceasta a morții este mâna aceasta care parcă e ca o gheară care se prinde cu ultima suflare, încearcă să se prinde cumva de viață. Se vede țara. Astăzi, pe câmpurile unde zeci de tineri și-au pierdut viața, nimic nu amintește de luptele grele care s-au dat pentru eliberarea actualului teritoriu bulgar de sub jugul otoman. La Inovo, fostul sat Smârdan, tranșeile de unde armata română a pornit atacul decisiv asupra redutei otomane pot fi confundate cu șanțuri de colectare a apei pentru irigații în agricultură. Suntem în tranșea Smârdanului aici. Da, asta este tranșea principală a armatei române, unde armata a fost situată în această tranșee cu toate utilajele ei moderne de pe timpuri. Mai în spate au fost situate tunurile de care băteau spre Vidin. De aici s-a dat semnalul de atacul de la Smârdan. De aici a plecat povestea frumoasă a istoriei cu atacul de la Smârdan și tristă în același moment, pentru că aici, pe câmpurile Ștean, tranșeea ăștia și-a lăsat viața mulți copii români din armata română, pentru că această zonă a fost doar armata română și nicio altă armată și, bineînțeles, voluntari din satele românești din jur. Aceste tranșee, care se întind pe o lungime de câțiva kilometri buni, nici măcar nu sunt semnalizate. Din păcate este așa. Această tranșee ar putea fi un punct muzeal. Adică un muzeu liber, de aer liber. Un muzeu aer liber. Aer liber, unde ar putea să se facă niște ameliorări, să se... Amenajări. Între tranșee și satul Inovo a existat un monument dedicat eroilor români căzuți în lupta pentru eliberarea Smârdanului de sub turci. A fost distrus, ca și alte monumente, în diverse etape ale istoriei. Deci aici pe drum nu există niciun panou, niciun indicator care să ne arate că aici s-au dat luptele în războiul de eliberare. Nu. Și monumentul a fost amplasat aici pe... Aici, vedeți că se vede așa un pic mai sus. Pe promotoriul. Se vede așa o dâlmă așa mai sus, acolo, exact, acolo unde sunt, lângă utilajele ăștia. Un singur element simbolic amintește de lupta de la Smârdan și de războiul de independență. Monumentul eroilor, amplasat în satul Inovo, dar lăsat în paragină. Ne aflăm în satul Smârdan, locul unde s-a purtat cele mai crâncene bătălii în războiul de independență de armata română împotriva armatei otomane. Singura armată eliberatoare în zonă este armata română. Singura armată care, în urma acestui bătălii, s-a ajuns la un armistițiu, care armistițiu a fost prelungit până la momentul când a venit vestea de capitularea Imperiului Otoman
Și asta a fost în aprilie 1878, adică două luni după ce s-a încheiat tratatul de la San Stefano pe 3 martie. Foarte interesant lucru este că aici, în urma acestui bătălii, s-a ridicat 5 monumente. Un monument dedicat soldaților și maestrilor militari sau sergenților, cum era pe timpuri. Al doilea a fost monumentul ofițerilor. Al treilea a fost monumentul ofițerilor de rang superior și al patrulea monument care s-a ridicat aici, în spațiul ăsta, a fost monumentul lui Mărița. Din păcate, relațiile româno-bulgare prin 1913-16 s-a tensionat foarte mult și în urma acestui certuri, în urma acestor ciocniri de ambele state, a pornit un proces de asimilare foarte puternic asupra populației noastre românești din zonă, dar subliniez că aici ne aflăm într-o zonă cu o încărcătură istorică românească foarte mare și, o zonă cu prezența românească foarte înaltă. În urma acestui s-a ajuns la o hotărâre a guvernului bulgar, care guvern bulgar hotărăște că să se distrugă toate monumentele inamicilor români. Nici la Vidin, unde armata română înfigea steagul după luptele de cucerire a cetății, nu există vreun obiectiv cultural care să amintească de aportul românilor în războiul de independență. Cetatea Baba Vida, folosită de turci ca închisoare și depozit de armament, deși e principala atracție a orașului Vidin, nu este valorificată la întregul ei potențial și nu include materiale de informare cu privire la eliberarea ei de către armata română. În același timp, faleza Dunării este amenajată modern și sunt indicatoare turistice, dar acestea se referă strict la obiective culturale, fără legătură cu istoria comună a României și Bulgariei. Elementele de identitate culturală a românilor din Bulgaria, cum ar fi muzica, dansurile și gastronomia, ar putea fi atuuri în turism, ar putea aduce venituri importante bugetelor locale și comunității, în contextul în care regiunea Vidin a fost supranumită polul sărăciei din Uniunea Europeană din cauza investițiilor puține, veniturilor mici, ratei scăzute a ocupării locurilor de muncă și ratei ridicate a șomajului. O analiză a programelor agențiilor de turism din România și prospectarea la fața locului arată că turismul cultural legat de monumentele românești nu este practicat în regiunea Vidinului. Smârdan nu este pe harta nici măcar a excursiilor de o zi în zonă. De altfel, la capitolul istorie comună româno-bulgară, doar Plevna și cimitirul eroilor din Sofia sunt locuri unde se vorbește constant despre armata română și contribuția ei la războaiele împotriva agresorilor Bulgariei. Ne aflăm în cimitirul central din Sofia, unde beneficiem de o parcelă unde se află, unde își dorm somnul de veci, eroii noștri, ostași, eroi, martiri ai neamului nostru românesc, care au pierit pe aceste câmpuri departe de țară în războiul, primul război mondial din 1916-1918. Glorie ostașilor români, iar datoria noastră este ca să ne rugăm pentru odihna sufletului lor, pentru că datorită lor astăzi trăim liberi și trăim într-o țară minunată în care ei și-au vărsat, pentru care ei și-au vărsat sângele. Așa cum știți, în două ori pe an, de ziua eroilor, pe data de 13 iunie și de ziua armată pe data de 25 octombrie, ne adunăm cu toții, toți membrii ambasadei române la Sofia, toți românii care ne aflăm aici, cei din Asociația Românilor Unirea din Sofia și venim și sărbătorim pomenirea eroilor noștri, făcând o slujbă de pomenire. Ne dorim să existe o mai bună punere în valoare a ansamblului de monumente care străjuiesc sudul Dunării, cele la care ne-am referit. În acest sens, nu numai
prin turism sau prin vizitarea lor, acestea pot fi puse în valoare, prin construirea unor pachete de excursii care să, cu ghid, desigur că da, care să explice ce vedem aici și ce s-a întâmplat istoric în aceste locuri. Dar o valorificare mai bună poate să, și trebuie să aibă loc și printr-o, acolo unde este cazul, restaurare a acestor monumente, lucru care se poate face, desigur, numai prin cooperarea între autoritățile celor două state. Există un proiect care a fost inițiat de ambasadă și care a început să fie implementat, desigur, cu instituțiile din România, începând cu Ministerul Apărării Naționale și Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, de a cartografia toate aceste monumente și de a decide asupra unui proiect major de renovare, restaurare acolo unde este cazul. Deci lucrurile se mișcă, se întâmplă, durează. Mai mult decât atâta, cum spuneam, e nevoie de cooperarea între autorități. Ambasada a susținut și a inițiat discuții cu Ministerul Apărării Bulgar, care, desigur, împreună cu Ministerul Român al Apărării, au început și sunt în fază avansată a negocierii unui acord bilateral între, respect, cele două ministere, care să stabilească cadrul exact pentru acest tip de cooperare, păstrarea acestor monumente, renovarea lor, de o parte și de alta, desigur că da. România și Bulgaria se pot alinia țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare, care obțin venituri de sute de miliarde de dolari din industria turismului și a ospitalității. Bulgaria este deocamdată pe locul 40 din 119 în clasamentul Forumului Economic Global, în timp ce România este pe locul 43. Țara noastră stă mai bine ca Bulgaria la servicii turistice și infrastructură, în timp ce țara vecină ne depășește la mediul de afaceri mai prietenos și la competitivitatea prețurilor. Bulgaria are un avans la contribuția turismului și a călătoriilor la PIB. În 2019, acesta era de circa 10%, în timp ce în România era de 6%. După pandemie, în 2023, contribuția turismului la PIB-ul Bulgariei a scăzut cu 3% la 7%, în timp ce contribuția indicatorului turistic la PIB-ul României a scăzut ușor, de la 6% la 5,6%. Bulgaria nu are nevoie de mai multă promovare în România, consider, decât are în prezent. Este cunoscută Bulgaria, este bătută, ca să spun așa, de români și românii vor continua să vină aici. În schimb, România, destinații din România, cum ar fi Transilvania, Banatul, Oradea, ca să nu mai spun de Bucovina, da, chiar și Delta Dunării, ar avea nevoie de o promovare mai consistentă, încă o dată, de către agențiile de turism din România, care să aibă țintă publicul din Bulgaria. Există și în Bulgaria o țară unde industria turismului, numai că este dezvoltată, dar este și foarte susținută de guvern. Există târguri de turism, desigur că da, pentru promovarea proprie, dar unde este normal să fie loc de întâlnire și pentru agențiile de turism din țările partenere Bulgariei, care vor să-și promoveze propriile destinații. Aici am putea fi mai prezenți. România și Bulgaria își pot descoperi una alteia valorile culturale și pot juca reciproc rolul de receptor și emițător de turiști și în regiunea Vidin-Calafat, nu doar la Marea Neagră. O mai bună cunoaștere a istoriei și culturii reciproce, printr-o promovare susținută în turism, ar putea ajuta la armonizarea ideilor privind istoria comună. Pentru Bulgaria ar fi un câștig de notorietate și venituri suplimentare. Pentru România ar fi un plus legat de recuperarea istoriei așa cum a fost, prin valorificarea patrimoniului pe care și-au lăsat amprenta înaintașii noștri.
proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.